Calitatea cuprului din cazanul de distilare, dar mai ales priceperea localnicilor din Costești, județul Mehedinți, sunt doar câteva dintre secretele care pot face diferența dintre o țuică bună și o băutură spirtoasă. Zona de munte este recunoscută pentru țuica de calitate, însă tot mai mulți tineri parcă au uitat de tradițiile și obiceiurile oltenești și sunt tot mai dezinteresați să păstreze tradiția locului. Mult mai populară cu numele de rachiu, țuica de cireșe de la Costești este o băutură specifică în nordul Mehedințului cu care vei fi tratat de gazdele locului dacă ajungi pe aceste meleaguri. Doar în această zonă de munte cresc cireși, din care se prepară o țuică specială despre care localnicii spun că trebuie consumată cu măsură. Băutura este naturală 100%, deoarece localnicii de aici nu stropesc livezile cu produse chimice. Vasile Stoican este unul din localnicii care păstrează tradiția locului și prepară țuica de cireșe așa cum învățase la rândul său. Are o livadă frumoasă, însă odată cu trecerea anilor nu se mai poate ocupa singur de culesul cireșelor. Zona de munte e cunoscută pentru țuica foarte bună. Auziți, la țuică eu am în jur de 100 de cireși. Pe deala îi se vede. M-am dus la magazin, toți pe rod. De obicei cireșii dau. Cireșii merg. Rentează în zona noastră. Dar eu m-am dus la magazin și am zis cine vrea cireșe, că nu toată lumea are cireșe mulți. Cine vrea cireșe, duce la mine la conac, le culege, nu costă nimic, dar numai să nu rupă pomii. Crește un altă. Cel puțin jumătate din cireșele care a fost la nivel de sat, nu s-a atins nimic. Fiindcă vă spui, să mai urcă un om de 75 de ani în cireș, să mai culeagă? Ca să le bați de jos, nu găsești un copil, un băiat, o fată. Noi îți dau atâta cât încerc pe zi, hai la cules de cireș la mine. Nu mă urc în cireș. Din păcate, există lipsa mâinii de lucru, fiindcă în sat au mai rămas doar persoane vârstnice, tinerii plecând care încotro după un loc de muncă și un trai mai bun. Satul Costești aparține comunei mehedințene Balta, zonă care are un potențial turistic uriaș.